Băiatul din Neamț, în vârstă de 2 ani, bătut cu bestialitate de mamă, se află în continuare în stare critică. Micuțul este internat pe secția de anestezie și terapie intensivă la Spitalul de Copii din Iași și beneficiază de un tratament specific, fiind monitorizat de cadrele medicale. În momentul de față, medicii nu se pot pronunța, iar prognosticul rămâne rezervat. Starea pacientului admis în cadrul secției ATI din cadrul Spitalului de Copii Sfânta Maria Iași, în vârstă de 2 ani, cu politraumatism venit de la Neamț, se menține stare extrem de critică, este ventilat mecanic, pacientul beneficiază de tratament specific, terapie intensive, este monitorizat. Sperăm într-o evoluție favorabilă, dar în acest moment nu ne putem pronunța asupra faptului că există vreo îmbunătățire a stării pacientului. Se menține staționar.